Un echipaj de jandarmerie care executa misiuni specifice pe raza municipiului Galați în timp ce se deplasa în coloană pe drumul de centură a ajuns la intrarea în sensul giratoriu situat între cartierele Micro 13B cu Micro 39C a observat cum conducătorul autoturismului aflat în fața autospecialei de jandarmerie pătrunde pe contrasens, iar în momentul în care s-a redresat a intrat într-un stâlp aflat pe marginea drumului din care a fost proiectat într-un autoturism parcat. Jandarmii Gălățeni au oprit autospeciala și au apelat numărul unic 112 pentru a raporta evenimentul rutier și a solicita sprijin medical de specialitate. În momentul în care s-au apropiat de mașină, jandarmii au observat că șoferul avea semne specifice unei epilepsii și nu putea să respire, moment în care l-au scos din autoturism și au trecut la deblocarea căilor respiratorii și acordarea primului ajutor până la sosirea personalului medical specializat. Mulțumită ajutorului medical acordat de către jandarmi, conducătorul auto și-a revenit în scurt timp. Cu toate acestea, șoferul a fost preluat de către un echipaj de ambulanță și transportat la spital pentru investigații medicale.